Lui teoretic Iulia Hașdeu. Dar astăzi, doamna director, vă mărturisesc că emoțiile sunt la înălțimea evenimentului și aș vrea să vă felicit pentru ceea ce ați făcut, pentru ce faceți și pentru ceea ce veți face în continuare. Astăzi, Liceul Iulia Hașdeu nu sărbătorește doar un număr, ci sute, poate chiar mii de generații care au ieșit din mâna dascălilor, foștilor și actualilor dascăli ai acestui liceu prestigios. În aceste momente îmi vine în minte o ilustrație a lui Steve Jobs, care la o întâlnire cu John Scurry spunea, îl invita să ia parte la compania Apple. Știți ce i-a spus? Sau ce l-a întrebat? I-a spus așa: ai de gând în viața aceasta să comercializezi apă cu zahăr sau vrei să schimbi lumea? Aș avea trei mesaje. Primul, pentru elevi, dragi elevi, aveți de gând să schimbați această lume? Societatea de astăzi are nevoie mai mult ca oricând de o schimbare în bine. Și lumea nu poate fi schimbată decât cu o singură armă. Iar cea mai puternică armă care poate fi folosită în acest sens este educația. Al doilea mesaj este pentru părinți. Stimați părinți, investiți în educația copiilor dumneavoastră. Și să știți că întotdeauna veți găsi parteneri în Liceul Iulia Hașdeu, la Inspectoratul Școlar Județean Timiș, pentru a schimba viețile copiilor dumneavoastră și pentru a deveni niște adulți frumoși, responsabili în societatea de mâine. Și în ultimul rând, mesajul meu pentru colegii mei dascăli. Îmi place cuvântul acesta. Vă doresc sănătate și putere de muncă și conștiință profesională. Ca să vă îndepliniți obiectivele și misiunea la care ați fost chemați, cu vocație. Știm cu toții că vremurile pe care le trăim nu sunt tocmai ușoare pentru meseria de dascăl. Dar sunt încredințată că sunteți niște profesori minunați, ca dovadă generațiile de elevi care au ieșit din mâinile dumneavoastră. Doamna director, din partea Uniunii Ucrainenilor din România și în special a filialei Timiș, vă asigurăm de tot sprijinul, suportul și de loialitatea noastră ca partener fidel întotdeauna. Vă mulțumim și vă dorim mult succes! La mulțumim!